Mersi mult. Și îmi pare foarte rău, eu nu am fost mai des la voi, am uitat cât de frumos voi sunteți. E greu cu mască, nu? Voi nu sunteți saturat cu măștele. Noi așteptăm, în Arad, noi așteptăm pentru legislație să schimbă și pentru că noi pierdem zâmbete una lui celălalt. Întorceți la cineva pe lângă tine și zic, ești frumos, mă. Mă, ești frumos și tu. Dar faptul că n-am fost împreună cu voi duminică, nu înseamnă am fost departe de voi, pentru că în ultimul vreme eu am venit mai des, probabil fiecare săptămână, să întâlni cu liderii voștri. Și atunci des voi ați fost și în gândurile mele și în rugăciunile mele. Și eu înțeleg un pic despre perioada prin care voi treceți. Și eu înțeleg asta este o sezon de tranziții. Și am cerut ajutorul lui Moni pentru că am ceva în inimă care eu vreau să comunic și în românește mea... Eu nu vreau să te chinui, știi? Nici eu nu vreau să pierd ceva pe lângă. În altă zi am să explic niște greșeli minunat care am făcut cu gramatica vostru. Și e foarte important să fii precis, cu un pensul finuț, nu cu bidineaua, când noi vorbim din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci hai să apreciem pe Moni. So we're going through a period of change. Trecem printr-o perioadă de schimbare. And we all know și știm cu toții that where there is life, că acolo unde este viață, there is growth. Este și creștere. And where there is growth, whether that's a child, a plant, or a church, și acolo unde este creștere, fie că e vorba despre un copil, despre o plantă sau despre o biserică, if we're to remain strong and healthy, dacă vrem ca să rămânem puternici și sănătoși, then there needs to be change. Atunci e nevoie să avem parte de schimbare. And change can be unsettling. Și schimbarea poate să ne tulbure uneori. Letting go of old ways and systems. Atunci când trebuie să dăm drumul la căile noastre vechi și la modurile în care am funcționat. And moving into new ways and new systems. Și să intrăm pe cărări noi și în sisteme noi. Sometimes unknown things. Uneori să pășim în lucruri necunoscute. It can be hard. Poate să fie greu. And when the changes involve moving roles of people and people shifting from one position to another, that can be very disturbing. Și atunci când schimbările implică ca unii oameni să se mute de pe o poziție pe alta și să fie schimbată poziția lor, asta poate să ne supere. And what we'll see later this morning, și ceea ce vom vedea împreună mai târziu în această dimineață, is that this is something that happens every time church goes through this kind of transition. Este că acest lucru se întâmplă de fiecare dată când o biserică trece prin tranziție. And Paul gives us some good instruction. Și Pavel ne dă niște instrucțiuni bune. That I think will be helpful to us today. Care cred că ne vor fi de ajutor astăzi. But before we get into that, I want to remind us. Dar înainte să intrăm în acest cuvânt, vreau să ne aducem aminte de ceva. Because 18 months of COVID, după 18 luni de COVID, has not made life easier for any of us, has it? Viața nu a devenit mai ușoară pentru niciunul dintre noi, nu? It's been so easy to begin to lose something of that big vision, that calling that God has for us. A devenit mai ușor să începem să pierdem din viziunea măreață pe care Dumnezeu o are pentru noi. And Scripture tells us that a people who have no vision, și Scriptura ne spune că un popor fără viziune will slowly deteriorate. Se va deteriora încet. I know that for many of you, when you turn your hearts and minds towards the Lord, știu că mulți dintre voi atunci când vă întoarceți cu inima și cu mintea înspre Dumnezeu, you know that he has joined you somehow into his purposes and plans.
Știți că cumva Dumnezeu v-a unit și v-a adus în planurile și în scopurile Lui. His deeper purposes for your own lives. Planurile Lui profunde, mai adânci pentru viața voastră personală. Maybe for your families. Poate pentru familiile voastre. I think some of you have begun to glimpse the heart of God for your friends and your communities. Cred că unii dintre voi ați putut să vedeți o fărâmă din inima lui Dumnezeu pentru prietenii și comunitățile voastre. But I know that some of you have also begun to sense his purposes for your city and some of you even for your nation. Și știu că unii dintre voi ați început să vedeți planul lui Dumnezeu chiar pentru orașele în care sunteți și pentru țara în care v-a pus Dumnezeu. And I know that in the midst of all of the problems that are provoked by pandemics, it's hard for us to hold on to these big vision things. Și știu că în mijlocul tuturor problemelor declanșate de o perioadă de pandemie, e greu să mai rămânem conectați la această viziune măreață. And because they're things that touch upon the eternal, then we're not always comfortable about talking about them even. Și pentru că sunt lucruri care au impact etern, uneori poate nici măcar nu suntem confortabili să vorbim despre lucrurile astea. But you know when you're alone in prayer, dar știi că atunci când stai singur în rugăciune and you begin to turn your heart and mind towards him, și începi să-ți întorci inima și mintea înspre Dumnezeu, you know that there is something going on that is deeper and bigger than us. Atunci realizezi că se întâmplă ceva ce e mai mare decât noi. That somehow the Lord has caught us up into. Un lucru în care cumva Dumnezeu ne-a pus și pe noi. And that's really why Lumina was birthed. Și de fapt ăsta e și motivul pentru care s-a născut Biserica Lumina. That we might know him more. Ca noi să-l cunoaștem pe el mai mult. And that we might allow him to bring in our lives that transformation. Și să îi dăm voie să aducă acea transformare în viețile noastre. That enables us to shine like a city on a hill. Care ne va face să strălucim ca o cetate așezată pe un munte. And allow his love to flow through us to the world. Și care va face ca dragostea lui să curgă prin noi înspre lume. And I think that in this season, și eu cred că în acest sezon, I think the Lord is making us ready for that. Domnul ne pregătește chiar pentru acest lucru. In 2019, în 2019, I was invited to go with some of your leaders on a retreat weekend. Am fost invitat într-un retreat pe weekend împreună cu câțiva din liderii voștri. Because your leaders began to recognize that change was inevitable. Pentru că liderii voștri au început să realizeze că schimbarea este inevitabilă. That to be able to care for, că pentru a se putea îngriji, to teach, să vă învețe, to disciple, să ucenicizeze, and to grow, și să creștem, an increasing number of people, un număr tot mai mare de oameni, especially non-believers, în special credincioși tineri, in a biblical way, și să facă lucrul ăsta într-un mod biblic, then it was time for us to evolve. Înseamnă că era timpul să evoluăm. To begin to think about the roles and functions within the church. Să începem să ne gândim la rolurile și modurile de a funcționa în mijlocul bisericii. And I think as we go down this road, și cred că în timp ce parcurgem acest drum, not only will we be thinking about the function and role and number of elders. Nu ne vom gândi doar la poziția și funcționalitatea și numărul presbiterilor. I think as we continue to grow, we will be thinking about the capacity, role, function of deacons. Ci pe măsură ce continuăm să creștem, va trebui să începem să ne gândim la poziția de diacon și la funcționarea în această poziție. And as we continue to grow, și în timp ce vom continua să creștem, then we'll need more leaders. Atunci vom avea nevoie de și mai mulți lideri. And we'll need to make investments in people. Și va fi necesar să investim în oameni. Now I know it all sounds very administrative that. Știu că lucrul acesta pare care de a face cu administrarea. But trust me guys, this is all biblical stuff. Dar aveți încredere în mine când vă spun că lucrurile acestea sunt toate biblice. And it's so easy for churches to go on for years and years. Și este atât de ușor ca bisericile să continue ani și ani. Without ever addressing these kinds of questions. Fără să pună astfel de întrebări.
When we went on the leaders retreat, there were about 100 people there. Când am fost în acel retreat, am fost cam 100 de oameni acolo. And we were talking in 2019 about some of this stuff. Și vorbeam despre câteva din aceste lucruri chiar în 2019. How many of you were with us on that weekend? Câți dintre voi ați fost împreună cu noi în acel weekend? Just raise your hand if you raise them high. Let's see how many of you were with us on that weekend. Acolo, în acel weekend în retreat. Thank you. Mulțumesc. We talked and prayed and worshiped together. Am vorbit, ne-am rugat și ne-am închinat împreună. We made all kinds of plans. Am făcut o felul de planuri. We had massive Excel spreadsheets. Am avut foi de Excel mari, mari. Enormous flip charts. Am avut tabele enorme. Post-it notes bigger than any post-it notes I'd ever seen before. Aveam notițe mai mari decât orice notițe pe care le-am văzut până acum. Do you remember those of you who were there? Do you remember? Vă amintiți cei care ați fost acolo? And then we got into the busy season of Christmas and then COVID came. Și apoi am intrat în sezonul ocupat al Crăciunului și după aceea a venit perioada COVID. But you know the heart of God stays the same. Dar știți că inima lui Dumnezeu rămâne aceeași? His plans for us stay the same. Planurile pentru noi nu se schimbă, rămân aceleași. The destiny that he has been singing over your lives since before you were born stays the same. Destinul pe care el îl cântă peste viețile voastre încă dinainte să vă nașteți a rămas același. His calling to you. El te cheamă. Hasn't changed. Chemarea lui pentru voi nu s-a schimbat. Where there is life, acolo unde este viață, there is growth. Este și creștere. And where there is growth, și unde este creștere, then if things are to remain healthy, dacă vrem ca lucrurile să rămână sănătoase, then structures need to change. Atunci trebuie să schimbăm structuri. And over the last few months, și în ultimele luni, this process has prayerfully begun. Am început acest proces în mijlocul rugăciunii. As they went into this season, pe măsură ce am început acest sezon, your leaders asked other people, Pica and I and Gilly, to draw closer to them. Liderii voștri ne-au invitat, au invitat alți oameni, pe mine, pe fratele Gilly, pe fratele Pica, să ne apropiem, să stăm aproape de ei. And after much discussion, și după multe discuții, over several months, pe parcursul câtorva luni, and a lot of prayer, și după multă rugăciune, as I know you know, așa cum știți și voi, the elders, presbiterii, Vio, Adi, Luci, Dore, Oti, they decided that it was right and time to step back. Au decis că este timpul să facă un pas în spate. To allow the change to begin. Să lase ca schimbarea să se întâmple, să înceapă. Now these men, they are people that we love. Acești bărbați sunt oameni pe care îi iubim. And I cannot honor them enough. Și n-aș putea să îi cinstesc și să îi onorez destul înaintea voastră. They have carried. Ei au purtat. Lumina. Biserica Lumina. You, pe tine, your lives in viața their hearts, în inimile lor. And in their prayers. Și în rugăciunile lor. But they and we know. Dar ei și noi știm. That change. Că schimbarea is coming. Vine. Now the really big thing to keep in your mind. Acum lucrul foarte important pe care trebuie să-l păstrăm în gândul nostru. Is that these beautiful men? Este că acești bărbați minunați. Beautiful men. Bărbați minunați. They haven't gone away. Nu au plecat nicăieri. We haven't lost them. Nu i-am pierdut. In fact, they gathered around Claudius. Ci mai degrabă s-au strâns în jurul lui Claudius. As an interim group to help steer us into the future. Ca un grup interimar care să ne ajute să fim cârmuiți înspre viitor. To take us into this next season. Care să ne conducă în acest sezon viitor. And they have been prayerfully looking at. Și ei se privesc în timp ce se roagă. What does it biblically mean to be an elder? La ce înseamnă, din punct de vedere scriptural, să fii un presbiter? And they have gone away and they have begun to think about and prepare lists
as of the people that they think would make the best team of elders to take us into the future. Și chiar ei au mers și au început să se gândească la cei mai potriviți oameni în timp ce se rugau și studiau, care ar putea să ne conducă în viitorul pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru noi. And so our, let's call them this morning, let's call them our best men. Și în dimineața asta hai să îi numim cei mai buni oameni ai noștri. I know that there are good men here. I know that there are. Știu că sunt mulți bărbați buni aici, minunați. But let's just this morning, let's say that this group of men are best men. Dar doar în dimineața asta, hai să spunem că ei sunt cei mai buni oameni dintre noi, cei mai buni bărbați. They are wrestling together. Ei se luptă împreună. With what it will look like for us to be able to step forward into the promises of God. Să descopere cum trebuie să arate lucrurile ca noi să putem să pășim înainte în lucrurile lui Dumnezeu. And the changes that will come, și schimbările care vor veni, will be so that people can be cared for, vor avea loc ca oamenii să poată fi îngrijiți, and loved, și iubiți, and invested in, și să putem investi în ei. Without our elders becoming exhausted because there aren't enough or they don't have the right gifting or anointing. Și lucrul ăsta să se întâmple fără ca prezbiterii noștri să fie epuizați pentru că poate nu au specific chemarea în anumite domenii sau nu au un dar în acea direcție sau ungere pentru anumite lucruri. Now some people love change. Acum unii oameni iubesc schimbarea. But most of us? Dar majoritatea dintre noi. We struggle with it. Ne luptăm când vine vorba de asta. It brings us to places we haven't been before. Ne duce în locuri în care nu am fost înainte. It raises questions that stir fears within us. Ridică întrebări care stârnesc frici în lăuntru nostru. It finds our flesh. Se ne stârnește firea. And when the change is about people and especially leaders, și atunci când schimbarea afectează oameni și mai ales liderii, the Bible warns us, and we'll look at this in a second. The Bible warns us. Cuvântul lui ne avertizează despre un lucru la care ne vom uita imediat. That it can stir emotions around normal things. Ne avertizează că lucrul acesta poate stârni emoțiile noastre. Like loyalties. Poate stârni loialitatea noastră. Which can in the end cause factions. Care poate chiar să aducă divizare. Which can in the end bring division. Same word. Care apoi poate să aducă diviziune. And so this morning, așa că în dimineața aceasta, I want us to speak into this. Aș vrea să adresăm acest lucru. I want us to see what Scripture tells us about this. Aș vrea să ne uităm ce spune Scriptura despre acest lucru. So that we can prepare our own hearts and prepare our own minds. Ca să ne putem pregăti inimile și mințile. Because I believe that we want as a church to step into the promises of God. Pentru că cred că noi ca și biserică ne dorim de fapt să intrăm în promisiunile lui Dumnezeu. I believe that we want to cross the Jordan, don't we? Cred că vrem să trecem Iordanul, nu? I believe that we want to move into the things that God has for your families and communities, for your city and for your nation. Ne dorim să pășim în lucrurile pe care Dumnezeu le are pentru familiile noastre, pentru comunitatea noastră, pentru oraș și pentru națiune. And so I want us to have a look this morning at some simple stuff. We're going to read quite a lot of scripture today. Așa că aș vrea să ne uităm la câteva lucruri destul de simple și o să citim mult din Scriptură astăzi. But I know that you guys love scripture. Dar știu că voi iubiți cuvântul lui Dumnezeu, nu? You can always tell that you're getting old. Poți să-ți dai seama că îmbătrânești. When you have two pairs of glasses. Atunci când ai două perechi de ochelari. And you're not quite sure which pair works. Și nu știi exact care e mai bine să o folosești. In Mark 12. În Marcu 12. You don't have to turn to this. You will all know this. In Mark 12 verse 30. Versetul 30. Nu e nevoie să deschideți acolo, e un verset foarte cunoscut pe care îl cunoașteți. Jesus is asked. Iisus este întrebat următorul lucru. Which is the most important commandment? Care este cea mai mare poruncă? Can any of you tell me what does he say? Poate cineva să îmi spună ce a răspuns Iisus? You're cheating, right?
Trișați, așa, ai deja trișat. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. The second is this. Iar a doua este următoarea. Love your neighbor. Să iubești pe aproapele tău. As yourself. Ca pe tine însuți. But then in John. Dar apoi în Ioan. First of all in chapter 13. În versetul 13. Verse 34. Versetul 34. And then in John 15 verse 12. Și apoi în Ioan 15 versetul 12. Jesus seems to raise the bar. Iisus pare să ridice ștafeta. He says, and we heard this morning from Luci. Și am auzit lucrul ăsta spus de către Luci. This is my commandment. Vă dau o poruncă nouă. That you love one another. Să vă iubiți unii pe alții. As I have loved you. Cum v-am iubit eu. I don't think that Jesus is saying. Nu cred că Iisus spunea. That we must now use all of our strength and energy. Că de acum trebuie să ne folosim toată puterea și energia. To try to copy him. Să încercăm să îl imităm, să îl copiem. I don't think that's what it's about. Nu cred că la asta se referea. Actually, in John 15, chiar în Ioan capitolul 15, he gives us an illustration to help us understand. El ne dă o ilustrație ca să ne ajute să înțelegem. He says, el spune, I am the vine. Eu sunt vița. And you are the branches. Iar voi sunteți mlădițele. That the same life ca aceeași viață that flows through the vine flows into the branches. Care curge prin viță este transferată în mlădițe. If we will stay connected to him, că dacă noi vom rămâne conectați cu el, the love of God that flows through him will flow through us. Dragostea lui Dumnezeu care curge prin el va curge în noi. Put that another way. În alt mod spus. In Galatians 5:22. În Galateni 5 versetul 22. Love. Dragostea. Is a fruit. Este un rod. Of the Spirit. Al Duhului Sfânt. Now. Galatians 5, and if you've got a Bible, do you have Bibles these days? Aveți Biblie în aceste zile? Dacă aveți o Biblie? Do you have Bibles these days? Mai if you've aveți? Got a Bible, just hold it up. Dacă ai Biblia la tine, ridic-o. Got the Bible 1, 2, 3. You know they're great books. Sunt cărți foarte bune. You know you should get one. I'm ar sure trebui if you să faci rost de una. If you don't have one, dacă nu maybe, ai maybe una, you're on your phone, right? Or poate maybe, ai pe telefon. Or maybe you don't need one. Sau poate nu ai nevoie. I would get one. Dar în locul tău, eu mi-aș face rost de una. We're going to look at Galatians 5. Ne vom uita la Galateni 5. And the reason that we're going to look at this. Și motivul pentru care ne vom uita la acest pasaj. Is because I think Paul, he gives us some words. Este pentru că apostolul Pavel ne dă niște cuvinte. As he unpacks this life in the Spirit, he gives us some words. Ca să explice această viață a Duhului. That point at an incremental process. Niște cuvinte care descriu un proces care crește. If you could read verse 16 and 17, please. De la versetele 16 și 17. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. To walk. Să umblați. By the Spirit. Cârmuiți de Duhul. I think to walk by the Spirit means to choose to follow Christ. Cred că să umbli împreună cu Duhul Sfânt înseamnă să alegi să-L urmezi pe Hristos. And then in verse 18. Și apoi în versetul 18. If you could read that, please. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. But to be led by the Spirit. Ci a fi călăuzit de Duhul. Which I think is what many of us are seeking to allow to happen in our lives. Lucru care cred că mulți căutăm să-l facem în viețile noastre. Means to allow him to shape and form our path. Our path, our journey. Înseamnă să lăsăm pe el să dea formă cărării noastre. To allow him to come and actually lead. Să-i dăm voie să vină și chiar să conducă.
Now I want us to pause for a minute before we look at verse 19. Și aș vrea să ne oprim puțin înainte să trecem la versetul 19. Because what we've read so far is that there is a life in the spirit that is coming from the vine. Pentru că ceea ce am citit până acum ne-a spus că există o viață a Duhului care curge din viță. But there is also the flesh. Dar avem parte și de fire. And in verse 19, și în versetul 19, he will speak about the sinful nature of the flesh. El descrie natura păcătoasă a firii. But before we read that, dar înainte să citim asta, I want to just tell you that we're next going to go to 1 Corinthians 3. Vreau să spun că urmează să mergem la 1 Corinteni 3. And in 1 Corinthians 3, what you can see is happening is what can happen when a church gets to a place where their leaders are changing roles. Și acolo putem vedea ce se întâmplă, ce se poate întâmpla atunci când liderii unei biserici își schimbă rolurile. In the situation in Corinth, what's happening is people are beginning to line up behind Apollos. În situația din Corint, oamenii au început să stea de partea lui Apollo. Or Paul. Sau a lui Pavel. And later in the chapter you see also behind Cephas. Și mai târziu în spatele lui Chifa. And Paul speaks at length in 1 Corinthians 3 and we're going to look at that. Și Pavel vine și vorbește pe larg în 1 Corinteni 3. About the trap that exists there for us. Despre capcana care poate exista acolo pentru noi. If we're not careful. Dacă nu avem grijă. Verse 19, I'm just going to pick out the bits that are going to be relevant to 1 Corinthians 3. O să extrag din versetul 19 din Galateni 5 câteva bucățele care vor fi relevante pentru pasajul care îl vom citi mai târziu din 1 Corinteni. Deci trecem peste imoralitatea sexuală și peste... Not because they're not important, but because they're not important to us this morning. Nu pentru că nu sunt importante, ci pentru că nu sunt importante în dimineața asta pentru noi. Hatred. Ura. Discord. Neînțelegerile. Jealousy. Gelozia, pismele. Selfish ambition. Ambiție egoistă. Dissensions. Dezbinări. Factions. Certuri de partide. And envy. Și gelozia. Gelozie. Or envy. Envy, gelozia? Gelozie. Invidia. Mulțumesc. Oh, invidia. Invidia, da. Now these things in verse 19. Aceste lucruri din versetul 19. These are things that the Holy Spirit does not do. Acestea sunt lucruri pe care nu Duhul Sfânt le produce. We've been reading in Galatians 5 the way of the Spirit, what it means to be led by the Spirit. Am citit din Galateni 5 despre calea Duhului și ce înseamnă să fii cârmuit de Duhul. But in verse 19, dar în versetul 19, we're told the acts of the sinful nature are. Ne sunt descrise faptele firii pământești păcătoase. These are things that the Holy Spirit does not do. Acestea sunt lucruri pe care nu Duhul Sfânt le face. And I think whenever there are transitions in any organization, but especially within church. Și cred că ori de câte ori avem parte de tranziție în orice organizație, dar în mod principal, în mod special în biserică. Wherever there are changes in leadership. Ori de câte ori au loc schimbări în conducere. Or when new leaders are being appointed. Sau atunci când sunt unși noi lideri. We enter an area of fertile soil. Intrăm pe un pământ fertil. For some of this kind of thinking from verse 19. În care poate să înceapă gândire de felul versetului 19. And so I want us to be aware of it, because if we've understood it from scripture, we can position ourselves as we move into this fertile ground. Și aș vrea să fim conștienți de aceste lucruri din versetul 19, ca să ne putem poziționa în timp ce pășim pe acest pământ fertil. To not allow și să nu permitem these weeds to grow. Acestor buruieni să crească în mijlocul nostru. Because the fruit of the Spirit is, pentru că roada Duhului, Galatians 5:22, Galateni 5:22, love, dragostea, joy, bucuria, peace. Pacea. You know this, right?
Știți versetul ăsta, nu? Îl știți. Patience, kindness, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, înfrânarea poftelor, blândețea. Now then in verse 25 in Galatians, și apoi versetul 25, Paul says, spune, if we live by the Spirit, dacă trăim prin Duhul, which is being born again, asta înseamnă să fim născuți din nou, then we keep in step with the Spirit. Atunci să și umblăm prin Duhul, să stăm la pas cu El. Now, the word keep in step in my Bible, în Biblia mea această expresie să umblăm prin Duhul, să rămânem la pas cu Duhul, is translated from the word, and forgive me if my pronunciation isn't right, este tradus din acest cuvânt, iertați-mă dacă nu-l pronunț corect, stoicio. Stoicio. If there are any scholars here, forgive me. Dacă sunt învățați aici, vă rog să mă iertați. And this comes from an image around an army marching together. Și acest cuvânt vine din descrierea imaginii unei armate care mărșăluiește împreună. A line of people marching in step. Un rând de oameni aliniați care mărșăluiesc la pas. And so, astfel, if we stay connected to the vine, dacă noi rămânem în viță, conectați la ea, if the Holy Spirit is flowing through us, dacă Duhul Sfânt curge prin noi, then we live in step with the Spirit, atunci umblăm și trăim la pas cu Duhul and Sfânt, we line up with Him, și ne aliniem cu El, and when we look sideways, și când ne uităm în stânga sau la dreapta, we discover that we're all lined up facing the same way, ne dăm seama că toți suntem aliniați și privim în aceeași direcție. Because we are being led by the Spirit. Pentru că suntem conduși de Duhul Sfânt. Does this make sense? Înțelegeți această imagine? Now, one last step here in Galatians before we go to 1 Corinthians. Un ultim pas de aici din Galateni înainte să trecem la 1 Corinteni. In Galatians 6, verse 7, în Galateni 6, versetul 7, Paul uses another word. Pavel folosește un alt cuvânt. He uses the word sow. El folosește cuvântul asemăna. He says, el spune, do not be deceived. Nu vă înșelați. God will not be mocked. Dumnezeu nu se va lăsa să a fie man bajocorit. Reaps what he sows. Ce seamănă omul, aceea va și seceră. The one who sows to please his sinful nature, cine seamănă în firea lui pământească, verse 19, versetul 19, from that nature will reap destruction. Din acea fire, din firea lui pământească va secera putrezirea. The one who sows to please the Spirit, dar cine seamănă în Duhul, will reap eternal life. Va secera viață veșnică. What does it mean to sow to please the Spirit? Ce înseamnă să semeni pentru a fi pe placul Duhului Sfânt? I think, eu cred, it means that there is a way, there is a line that we know has been plowed by the Spirit. Cred că asta înseamnă că Duhul Sfânt a făcut deja o linie, o cărare pentru noi. And we can live in anticipation sowing, și putem trăi în anticipare semănând, in the ways of the Spirit. În căile Duhului Sfânt. We can choose, putem alege, to live in the way that we know the Spirit, să trăim în modul în care știm, is moving, că se mișcă Duhul Sfânt. What an amazing body we would be. Ce trup al lui Hristos uimitor am fi. If we were all able to see Him, dacă toți am putea să-L vedem, and love Him and line ourselves up with Him, și să-L iubim și să ne aliniem în urma Lui, and allow His love, as Lucie said this morning, și să permitem ca dragostea Lui, așa cum a spus și Lucie dimineața, His love to flow through us so that we love as He loved, dragostea Lui să curgă prin noi astfel încât să iubim cum a iubit El. Now, what I'd like us to do, acum ce aș vrea să facem, I would like us to look at 1 Corinthians 3. E să ne uităm la 1 Corinteni 3. Now here Paul is addressing a very famous church that fell into a trap. Aici Pavel vorbește unei biserici faimoase care a căzut într-o capcană. These people, they've as Apollos and Paul and Cephas, as they have been moving around, these people have begun to choose their favorite.
În timp ce în mijlocul acestor oameni au slujit oameni ca Apollo, Chifa, Pavel, oamenii au început să aleagă cine-i favoritul lor. Creating factions within the church. Creând diviziune în biserică, partide. That if not spoken into may cause division in the church. Care dacă nu sunt adresate pot aduce dezbinare în mijlocul bisericii. And this is a great passage for us to read through together as we move into this fertile ground of transition. Și acesta este un pasaj minunat care să-l citim împreună în timp ce pășim pe acest pământ fertil al tranziției. So maybe, Moni, you could read verses 1 to 4. Voi citi 1 Corinteni 3, versetul 1 până la 4. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? You know, we believe and Paul believed. Noi credem și Pavel a crezut. And scripture says, și scriptura ne spune, that when we are born again, we receive a new spirit. Că atunci când suntem născuți din nou, primim un duh nou. The spirit, Duhul of God, lui Dumnezeu. The Holy Spirit, Duhul Sfânt. He comes and makes us, we're told, a new creation. Și ni se spune că el vine și ne face o făptură nouă. And there is something different between the old man. Și e ceva diferit între omul vechi și omul nou. The new man, omul nou, is saved. Este mântuit. That's the word we use, saved. Acesta e cuvântul pe care îl folosim, este mântuit. There is something supernatural, holy that has happened as the new creation. A avut loc ceva supranatural, sfânt, în timp ce s-a format creația nouă. And Paul here is speaking to a church. Și Pavel vorbește aici unei biserici. Of people who are a new creation. De oameni care sunt făpturi noi. But in verse 3 he says this. Dar în versetul 3 el spune acest lucru. Really heavy thing. Un lucru foarte, foarte greu. He says you are behaving like mere men. El spune, vă purtați ca oamenii din lume. In other words, he's saying, you're behaving like people in the world. Nu vă purtați ca un om nou, ci ca cei din lume. You're behaving like people who are not saved. Ca cei care nu sunt mântuiți. Like people who don't have the Holy Spirit. Ca cei care nu au Duhul Sfânt locuind înăuntru lor. He's saying, if you create divisions, el spune, dacă voi aduceți dezbinare, in the body, then you are not in step. În trup înseamnă că nu sunteți la pas. You're simply not in step. Nu sunteți la pas. With the Spirit. Cu Duhul. Read verse 5 to 9, please. Versetul 5 până la 9. Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. I know. Știu. That it's nice to think. Că este frumos să credem. That leaders are something more than men. Că liderii sunt ceva mai mult decât oameni simpli. Or women. Bărbați sau femei. But they're not. Dar nu sunt. And Paul here, he says, I don't get you guys. Și Pavel ne spune aici, nu vă înțeleg. If you, dacă tu, came to Christ, te-ai întors la Hristos me, prin mine. Thank God, not mulțumește lui Dumnezeu, nu mie. If you have received any blessing, dacă tu ai primit vreo binecuvântare through me, prin mine, praise God, laudă-L pe Dumnezeu, not me, nu pe mine. For I am just a slave is the word he used. Pentru că eu sunt doar un rob, un slujitor. He says, if you're going to boast,
El spune, dacă ai de gând să te lauzi cu ceva. If somebody you want to lift up and say this person is fantastic. Dacă ai pe cineva care vrei să înalți și să zici persoana asta e fantastică. Let it be him. Să fie el. Yeah, we have our role. Da, avem și noi rolul nostru. One planted. Unul a pus semințele. One watered. Unul a pus apă. I'm a keen gardener. Mie îmi place să grădinăresc. I can tell you when I read verses about planting. Și atunci când citesc versete despre a planta. I have a very clear image of me on my knees with my onions. Am o imagine clară înaintea ochilor cu mine cum stau pe genunchi. And watering, the faithful task of watering. Cu cepele mele și cum le ud cu credincioșie. I'm not minimizing the role of a leader. Nu minimalizez rolul unui lider. But only God can make it grow. Dar doar Dumnezeu poate face să crească ceva. In fact, Paul's so clear on this that in verse 7 he says something very extreme. De fapt, Pavel vrea să fie atât de clar încât în versetul 7 spune ceva chiar extrem. He says neither the one who plants or the one who waters. El spune nici cel ce sădește, nici cel ce udă. Is anything. Nu sunt nimic. Put in different words. Cu alte cuvinte. They are nothing. Sunt nimic. But only God who makes it grow. Ci doar Dumnezeu care face să crească. I mean, this is extreme and some people won't like it, but that's what he says. E un lucru extrem. Poate unora nu le va plăcea, dar asta spune el. But that is true of anything eternal. Și lucrul acesta este adevărat despre orice lucru veșnic și etern. Anything eternal. Orice lucru veșnic. Only God. Doar Dumnezeu. Can bring it and make it grow. Poate să-l aducă și să-l facă să crească. And if you're a leader, și dacă ești lider, there is comfort in these words for you. Există mângâiere în aceste cuvinte if pentru you're a leader, tine. Dacă ești lider, you are nothing. Ești nimic. There's comfort in those words. Este mângâiere în aceste cuvinte. Have you ever, if you're a leader, have you ever got to that place where you're going, you've got this thing to sort out, you know? Dacă ești lider, ai ajuns vreodată în locul ăla în care trebuie să rezolvi ceva. And you just can't do it. Și pur și simplu nu poți. You just don't know how. Nu știi maybe cum. Maybe you've got a bill to pay, an invoice to pay. Poate trebuie să plătești o factură. And you just don't have the money. Și pur și simplu nu ai banii să faci maybe lucrul ăsta. Maybe the church rent is due. And there just isn't any money. Rent is due. Poate trebuie să plătești chiria la biserică și chiar nu sunt bani. That is the moment. Acela e momentul. I can tell you. Pot să-ți spun. Where most leaders go. Momentul în care cei mai mulți lideri. It's your work, Lord. Spun. Not mine. E treaba ta, Doamne, e munca ta, nu a mea. It's yours. Este a ta. And you need to do this because I can't. Și tu trebuie să faci lucrul acesta pentru că eu nu pot. Read if you would please verse 10 to 15. Citim de la versetul 10 până la 15. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Now remember, he's still addressing this issue of Apollos and Paul and Cephas. Acum să ține minte că el încă adresează această problemă care era între Apollo, Chifa și el. And what he says is really interesting. Și ceea ce spune e foarte interesant. He says we can build with gold. El spune putem să clădim cu aur. Take care. Take care, he says. Dar aveți grijă. You can build with gold. Poți să zidești cu aur. With silver. Cu argint. But maybe what you're building is with straw. Dar poate ceea ce clădești cu fân. And on that day, și în acea zi, you'll find out. Vei afla. You'll find out then. Vei afla în acea zi. And it will all be tested by fire.
și totul va fi testat și trecut prin foc. And if we've spent our entire lives building and it's all straw, it will just be burned away and have no eternal value. Și chiar dacă ne-am petrecut toată viața clădind doar cu paie, totul va fi ars și nu va avea nicio valoare eternă. Do you know there are things in church that we do? Știți că sunt lucruri pe care le facem în biserică. That we think are beautiful. Care noi considerăm că sunt frumoase. We think they're fantastic. Ni se par minunate. And the one day we're going to stand there and everybody in heaven will appreciate the work we did. Și într-o zi vom sta acolo și toți cei din cer vor aprecia munca pe care am făcut-o. Dar va veni focul. And it will just disappear. Și lucrurile alea de fapt vor dispărea. And we'll stand there going, oh. Și noi ne vom mira. And then there'll be other things. Și apoi vor fi alte lucruri. Things we don't even remember. Lucruri pe care nici măcar nu ținem minte. Tiny că le-am făcut. Things. Lucruri mărunte. Where we stand and we have a conversation on the tram. Poate atunci când stăm și avem o conversație with an old man or an old woman, we don't even remember it. It was insignificant to us. Poate în tramvai cu un om în vârstă și nici nu ne aducem aminte. A fost ceva nesemnificativ pentru noi. And on that day. Și în acea zi. This. Chiar lucrul acela will shine like a star for eternity. Va străluci ca o stea pentru eternitate. We have some spiritual discernment, but only some. Noi avem niște discernământ spiritual, dar doar o parte. I think this is why Paul in chapter 4, verse 3 says, I don't judge myself. Cred că acesta e motivul pentru care Pavel în capitolul 4, capitolul următor, spune eu nu mă judec pe mine însumi. He doesn't trust himself to do that. Nu are încredere în el însuși să facă acest lucru. If you're a leader here, how many times have you done this? De câte ori ai făcut lucrul acesta? You're faced with a problem, a decision that you've got to make. Ești pus în fața unei probleme, a unei decizii pe care trebuie să o iei. And it's complex. Și este complex lucrul. And it doesn't fit și nu se potrivește into any of the examples that you've got in this book. În niciunul din exemplele pe care le ai în cuvântul lui Dumnezeu. And so now you're left și acum trying to do the good and righteous and godly thing. Trebuie să încerci să faci ceea ce este bine și ceea ce este duhovnicesc. And you make a decision because a decision's got to be made. Și e o decizie pentru că trebuie să fie luată. And then you go home that night. Și ajungi acasă în acea seară. And you put your head on the pillow. Îți așezi capul pe pernă. And you hope that you made the right decision. Și speri că ai luat decizia corectă. Within the church, the context of church, Paul is saying here we should be very slow. În contextul bisericii, el spune că ar trebui să fim înceți. To say that we can be sure that we can discern gold or straw. Să spunem că putem să discernem între fân și aur. We need to be very slow to say with certainty this is gold. În a spune cu siguranță. And this is straw. Lucrul ăsta e aur și lucrul ăsta e fân. We should be very slow to say Apollos is our man. Nu ar trebui să ne grăbim să spunem Apollo e omul meu. Pavel e omul meu. That day. În acea zi. That day will test it all. Toate vor fi testate. If you could read verse 16 and 17. Versetul 16 și 17. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. In our individualistic world, in the world that we live in that has taught us to think about me, myself and I, even in the context of church, when we hear this scripture, lumea în care trăim noi ne-a învățat să ne gândim foarte mult la noi, totul să fie despre noi. Și atunci când auzim acest cuvânt, when we hear this scripture and we hear that you și spune că tu are the temple, ești templul, well, there is a sense in which that's true. Este un mod în care lucrul acesta e adevărat. But here, dar aici, this is plural. Aici vorbește la plural. He is addressing the church in Corinth. El vorbește despre biserica din Corint. Our individualistic thinking gândirea makes noastră us think when people say Jesus is in me.
ne face să ne gândim atunci Christ când spune cineva Hristos este în mine, Iisus este în mine. Without thinking about it, we can actually get into the mindset we think I have my own personal Jesus in me and you have your own personal Jesus in you. Fără să realizăm, putem să dezvoltăm această gândire. Eu îl am pe propriul meu Iisus în mine și tu l-ai pe propriul tău Iisus în tine. But it is Christ in you who is the hope of glory. Dar Hristos în noi este nădejdea slavei. It is Christ who is in us in a way that enables Paul to say. Hristos este în noi într-un mod care îl face pe Pavel să spună. That we are one body with many parts. Că noi suntem un singur trup cu multe mădulare. And so when he says here, așa că atunci când spune aici, if anyone, dacă cineva, if anyone destroys God's temple, dacă cineva nimicește templul lui Dumnezeu, he's speaking about the church. El vorbește despre biserică. He's saying to the people in Corinth, be careful, guys. El le spune oamenilor be din really Corint, careful. Aveți grijă, aveți foarte mare grijă. Because the words that you're using, pentru că cuvintele pe care le folosiți, the things that you're sowing, lucrurile pe care le semănați, these are creating factions whether you want it or not. Acestea produc dezbinare, and fie că vreți sau nu. And as move into that place, și în timp ce oamenii se îndreaptă în acel loc, then without intention, fără intenție, we can cause the temple to split. Putem să producem despărțirea templului. And I hate this next passage. I hate it, I hate it, I hate it. Și urăsc acest următor pasaj. I wish I could cross it out. There are many verses in my Bible. I wish I could just get a red pen and go, no. Dacă aș putea, aș vrea să tai afară versetele astea. It says, și spune așa, and God will destroy him. Pe acela îl va nimici Dumnezeu. For God's temple is sacred. Pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt. And you, și voi, are that temple. Sunteți acel templu. Can you read verse 18 and 19? Versetul 18 și 19. Nimeni să nu se înșele, dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul viacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. There is a wisdom of the world. Există o înțelepciune a lumii. And there is a wisdom that comes from heaven. Și există o înțelepciune care vine de sus. James 3. Iacov 3. The people in Corinth, oamenii din Corint, they had made a decision to follow Christ, which the world had said was foolish. Au luat hotărârea să-l urmeze pe Hristos, lucru care cei din lume spuneau că este nebunie. And Paul is saying to them, și Pavel le spune, and remember, we're still talking about Apollos and Paul and Cephas. Și să ne aducem aminte că încă suntem în această discuție despre Apollo, Pavel și Chifa. Do not look with your eyes and draw your own conclusions in a human way. Nu vă uitați cu ochii voștri și trageți concluziile voastre într-un mod uman. Because worldly wisdom works like that. Pentru că așa funcționează înțelepciunea lumească. Worldly wisdom looks. Înțelepciunea lumească privește. Does the math. Calculează. Draws the conclusion. Trage concluzia. And I think I know. Și cred că știu. But there is another wisdom. Dar există o altă înțelepciune. And that other wisdom seems foolish to men. Și această înțelepciune pare nebunie înaintea oamenilor. These people had trusted God. Acești oameni s-au încrezut în Dumnezeu. You trust God. Voi aveți încredere în Dumnezeu. You are super blessed with a group of leaders who are people of prayer. Sunteți foarte binecuvântați cu un grup de lideri care sunt oameni ai rugăciunii. Who are seeking the heart and mind of God. Care caută inima și mintea lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu. Who are not thinking in a worldly wise way. Care nu gândesc prin înțelepciune lumească. Do you know when you moved into this building here? Știți că atunci când v-ați mutat în această clădire? There was nothing worldly wise about this, was there? N-a fost nimic. This was in the eye. Din punct de vedere omenesc. This made no sense. It didn't add up. The math didn't work. N-avea niciun sens. I remember coming and walking around this building. Mi-amintesc că am venit și m-am plimbat în jurul clădirii. And it was full of bits of equipment, wasn't it? I can't remember what it was used for. Full of bits of equipment. And Addy, era plină de echipamente. And Addy was going. Și Addy spunea, it's just great.
E minunată. It's great. And I'm wandering around going. Și eu mă plimbam și mă uitam. Yeah, yeah, it's great. Da, e super. It's great. Eyes to see. Ochi care văd. As we begin to choose leaders. Pe măsură ce începem să alegem lideri. They might not be the most handsome. Poate nu vor arăta cei mai bine, nu vor fi cei mai chipeși. They might not be the most charismatic. Poate nu vor fi cei mai carismatici. They might not be the best speakers. Poate nu vor fi cei mai buni vorbitori. They might be the smallest son in the tribe who's off looking after the sheep. Poate va fi cel mai mic din familie care era plecat să aibă grijă de oi. But God isn't looking for popular people. Dar Dumnezeu nu caută oameni populari. Do you know that? Știți lucrul ăsta? He isn't looking for popular people. El nu caută oameni faimoși, populari. He's looking for prayer. El caută rugăciune. And humility. Smerenie. And faith. Credință. And courage. Curaj. And love. Și dragoste. And spiritual anointing. Și ungere spirituală. And we need to be wise from above. Și avem nevoie de înțelepciune de sus. And if you could read verse 21 and 23, and this is the last scripture we're going to look at. So for those of you, la care ne vom uita, versetele 21 și 22. So for those of you who put a chicken in the oven before you came out. Deci pentru cei care înainte să veniți la biserică ați băgat un pui în cuptor. Don't worry, you'll be home in time. Nu vă speriați, o să ajungeți la timp să scoateți puiul. Verse 21 and 23. Verse 21 and 23. De la versetul 21 la 23. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. This is probably the hardest for us to get our head around. Poate că acesta este versetul pe care putem să-l cuprindem cel mai greu. Because this is beginning to say things that are just way out there that are hard for us to grasp. Pentru că aici sunt spuse lucruri care poate sunt greu să le apucăm, sunt mărețe. And as he says it, he's addressing a human neediness that we have. Și în timp ce el spune lucrul ăsta, adresează o nevoie umană pe care o avem noi. To line up behind somebody. De a ne alinia în spatele cuiva. To need to have a person. Nevoia de a avea o persoană în fața noastră. And he says this. Și el spune lucrul acesta. Stop worrying about people. Nu vă mai îngrijorați de oameni. Don't boast about men. Nu vă lăudați cu oameni. All things. Toate lucrurile. All things. Toate lucrurile. Are yours. Sunt ale voastre. Whether Paul, fie Pavel, or Apollos, sau Apollo, or Cephas, sau Chifa. Okay, well, up to here we can get it. Yeah, okay, so they're all our leaders. They're all here, they're all amongst us, they're liderii all our noștri people. Sunt toți aici, but, sunt then, toți ai noștri. But then suddenly he kind of goes, dar dintr-o dată parcă urcă. All the world. Toată lumea. The world. Lumea. The world is yours. Lumea este a voastră. What? Poftim? Life. Viața. Life, he says, it's yours. Viața, spune, este a voastră. Let's throw that in too. Life. Hai să aruncăm și asta acolo. Viața. The world is yours. Life. Lumea e a voastră. Viața okay. E a voastră. Okay. Death. Moartea e a voastră. Death is yours. Moartea. Can you see how he's saying, why are you thinking this small? Parcă spune, de ce gândești așa why, de mic, why are you thinking this small? It's all yours. Toate sunt ale tale. The present and the future. Prezentul și viitorul. Lucrurile de acum și all cele viitoare. Yours. Toate sunt ale voastre. And you are of Christ. Iar tu ești al lui Hristos. And Christ is of God. Iar Hristos este al lui Dumnezeu. I think most of our grumbling, most of our complaining tends to come. Cred că mult din cârtirea noastră, din felul în care ne plângem. Because we don't really believe what we have. Vine pentru că nu credem ce avem de fapt. How rich we really are. Cât de bogați suntem de fapt. How stunning it is.
to be saved. Cât de uimitor este de fapt să fii mântuit. What it means to be a child of the living God. Ce înseamnă să fii un fiu al Dumnezeului viu. To have him share his heart with you when you are alone with him. Ca el să-și împărtășească inima cu tine atunci când ești singur cu el. For your friends. Ca prietenii tăi. Or your neighbors, or your community, or your city. Inima lui pentru prietenii tăi, pentru comunitatea ta, pentru orașul tău, chiar pentru națiunea ta. You know, at the beginning when I said and some of you have a vision for your nation. Știți că la început când am zis că unii dintre voi aveți o viziune pentru națiunea voastră. I know for sure some of you were thinking, oh gosh, that's a bit big. Cu siguranță unii v-ați gândit, asta pare cam mare. It's all yours. Nu, toate sunt ale voastre. So I would like us, before we pray, I would like us to meditate on something. Mi-ar plăcea ca înainte să ne rugăm, să medităm la un lucru. And I would like us to meditate on this, maybe even through this week. Și un lucru la care mi-ar plăcea să medităm chiar și în timpul săptămânii care vine. I'd like us to meditate on what we have in Christ. Să medităm la ceea ce avem în Hristos. And seek to stay together in step. Și să căutăm să stăm împreună în pas. With the Spirit. Cu Duhul. So that His love. Ca dragostea Lui. Can flow through me. Să poată să curgă prin mine. So that I can love with His love. Ca eu să pot iubi cu dragostea Lui. So that we become a community of people. Ca noi să devenim o comunitate de oameni. Who shine like a city on a hill. Care strălucește ca o cetate pusă pe stâncă. I pray that the Holy Spirit will quicken our hearts. Mă rog ca Duhul Sfânt să ridice acest lucru în inimile noastre. To 1 Corinthians 3. Să aduc în mintea noastră 1 Corinteni 3. So that we won't be caught up. Așa încât să nu fim prinși. In these traps that are around. În capcanele din jur. And that thankfully Paul speaks into clearly. Și despre care vorbește clar Pavel. And I pray too that we will meditate on this next season. Și mă rog să medităm la acest sezon următor. We love our leaders. Ne iubim liderii. We love them. Îi iubim. When I say you are beautiful, când spun că sunteți frumoși, well, there are some of you I don't know very well. Pe unii dintre voi nu vă cunosc foarte bine. And some of you I don't know at all and can't see because you've got a mask on your face. Și pe alții nu vă cunosc deloc și nici nu vă pot vedea pentru că aveți mască pe față. But I know your leaders. Dar vă cunosc liderii. And I can tell you that I love them. Și pot să vă spun că îi iubesc. I can tell you that their hearts are like gold. Că inimile lor sunt ca și aurul. I can tell you that they spend time worrying, praying. Vă pot spune că petrec timp îngrijorându-se, rugându-se, preocupându-se for you. De voi. We need to honor these people. Trebuie să onorăm acești oameni. But to take great care in the way that we do that. Și să avem mare grijă cum facem lucrurile acestea. To not forget. Să nu uităm. That His love for us. Că dragostea Lui pentru noi. Is fearsome. Este măreață. Is passionate. E plină de pasiune. That His love for His bride. Că dragostea Lui pentru mireasa sa. Is more than any man's love for his wife. Este mai mare decât dragostea oricărui bărbat pentru soția lui. And that we must, as we navigate carefully now. Și în timp ce înaintăm cu grijă acum. Stay in a place where we don't accidentally or unintentionally cause damage to His bride. Trebuie să căutăm ca să nu producem daune miresei lui Hristos. Let us pray. Haideți să ne rugăm. Father God, I thank you that you speak to us, and I thank you, Father, that you have spoken into life, Lumina Church, that you have chosen
to build a church in this part of Romania, Father, and that you are adding bricks to it. And Father, I thank you that as you do that, as people come, as it begins to grow, as its reputation begins to grow, as a church that is dedicated to you, that wants to follow in step with you, even if some of the things look foolish in the eyes of the world, Lord, we pray that you will give them courage and strength and faith. Father, we pray that you will speak clearly to them. Lord, I thank you for their leaders. I thank you for who they are. I thank you, Father, that they are not people of compromise, that they are people who love you and want everything that you have, not only for themselves, but also for their body and also for their nation, Father. And we love you that you share these things with us in this way. Father, I do want to pray. I want to pray for this area in which this church is planted, Lord. I pray for the people of this community, Father, and I pray that even this morning you would begin to stir again amongst them, that you would blow like the wind of your spirit, you would blow and you would begin to cause small, small flames to ignite. Father, I pray for your city of Timișoara, your city of Timișoara. And I ask, Father God, that you have your way. Lord, help us to increase our sensitivity to you. Help us to listen and to hear and to understand. Let us be a community of people who we do live in love. Not love that is forced and copied, but a love that flows from you to us and through us and out to the world. For we love you, Lord. And this morning we surrender again to you. I pray that you would bless us as we go through this time, that you give us wisdom from heaven, that you would raise up people in the season, in the timing. Father, that there would be fresh anointing. That there would be fresh equipping of the church. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Father. Amen. Thank you, everyone. You really are beautiful. Mulțumesc. Chiar sunteți frumoși. I wish I could say to you. Mi-aș dori să vă pot spune. I'm not saying it because we're being recorded now and it will be visible. Nu spun acum pentru că suntem I wish I could say to you, just take your masks down so that I could see your faces. Aș vrea să pot să vă spun să vă dați măștile jos, dar nu o fac ca să vă văd fețele. But instead. Dar în schimb. I will just keep praying. Voi continua să mă rog. That we will pass through this problem. Să trecem prin această problemă. So that we get back to days of being able to see one another. Să ajungem la acele zile în care ne putem vedea liber unii pe alții, să ne îmbrățișăm unii pe alții. Without fear. Fără frică. Bless you all and thank you for being with me today. Fiți binecuvântați și mulțumim că ați fost împreună în această dimineață.